Ascultăm imnul de stat al României. Oh,
frumos! Dragi liberali din Pașcan și din Valea Siretului, mă bucur să vă regăsesc și vreau să vă spun că este o reală bucurie că astăzi suntem împreună. Aș vrea să vă spun că venind în coace am văzut acest grup de agitatori de afară și mi-am dat seama că și asta este o bucurie. Realizez că chiar și după 25 de ani, cei de la Partidul Social Democrat n-au învățat absolut nimic. Pentru a nu lungi, aș vrea să le urăm împreună bun venit celor doi copreședinți ai Partidului Național Liberal la Pașcani, doamna Alina Gorghiu și domnul Vasile Blaga. Aș vrea de asemenea să fac o scurtă trecere în revistă, pentru că suntem și presați de timp, să le mulțumesc de asemenea că astăzi sunt alături de dumneavoastră domnul președinte al Consiliului Județean Iași, domnul Cristian Domniței, domnul secretar general al Partidului Național Liberal, domnul Gheorghe Flutur, domnul profesor și copreședintele Partidului Național Liberal Iași, domnul Dumitru Oprea, cei doi secretari generali ai PNL Iași, domnul Teofil Băteanu și Liviu Bulgaru, colegii mei parlamentari, doamna senator Mihaela Popa, domnul deputat Dobos, domnul deputat Crăciunescu și un aplauz la dumneavoastră, gazdele noastre, domnul Cătălin Rusu și Marius Pitilie. Dragilor, eu în calitatea mea de copreședinte al PNL Iași vreau să vă spun doar două cuvinte. Vreau să vă asigur pe dumneavoastră și pe toți colegii din organizațiile din Valea Siretului că anul electoral 2016 va fi un an de cotitură pentru dumneavoastră și pentru județul Iași. Îmi doresc foarte mult ca împreună, după un efort susținut și toată susținerea pe care o avem din partea dumneavoastră și a organizațiilor dumneavoastră, să câștigăm alegeri la Iași. Mi-am propus împreună cu domnul copreședinte Oprea și cu toată echipa liberală de la Iași ca împreună anul viitor, dacă vom câștiga primăria municipiului Iași, primăria municipiului Pașcani și 40%, 40 de primării, că avem 100 în județul Iași, vom da și primăria municipiului Iași, vom lua și Consiliul Județean. Și dragilor, după 25 de ani împreună o să facem din județul Iași un județ liberal. Pentru asta vreau ca dumneavoastră să mergeți acasă, să mergeți să spuneți cunoscuților, prietenilor și tuturor celor pe care îi veți întâlni. Ca anul viitor este esențial să ne implicăm cu toții, pentru că nu va fi ușor să câștigăm. Va fi o luptă dură, cum n-a fost vreodată, dar la capătul acestei lupte vă asigur că fața Pașcanului, a Iașului și a întregii Românii cu o guvernare liberală va fi cu totul alta. Avem nevoie de investiții în Pașcani, avem nevoie de oameni care să scrie proiecte, avem nevoie de fonduri guvernamentale și fonduri europene. Dar pentru asta, cu toții va trebui să ne implicăm. Mesajul meu pentru dumneavoastră este să fim o singură echipă, să reușim să demonstrăm că fuziunea a avut loc și vă asigur că dumneavoastră veți fi cei beneficiarii unei politici liberale cum nu va fi în alt județ de România. Îmi doresc foarte mult împreună să demonstrăm tuturor că Iașul poate fi liberal. Închei prin a vă spune că cu toată munca noastră vom reuși doar prin noi înșine. Doamne ajută! Pentru că în județul Iași am reușit să avem conduceri monocefale în toate organizațiile, aș vrea să-i felicit pe cei doi copreședinți ai PNL Pașcani, pentru că pe Cătălin Rusu și pe Marius Pitilie, că au reușit acest lucru în municipiul dumneavoastră. Și în aplauzele dumneavoastră am să-i dau cuvântul domnului copreședinte Cătălin Rusu. Mulțumesc! Și vreau să salut pe această cale toți invitații prezenți. Bună ziua la toată lumea, dragi prieteni, dragi colegi, stimați invitați. Am stat și m-am gândit ce ar fi mai indicat astăzi să auziți de la noi, cel puțin de la mine, unul din copreședinții organizației PNL Pașcani. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte care să ajungă la inima dumneavoastră de la inima mea. Și aceste cuvinte nu cred că au foarte mare legătură cu clasa politică. Au o legătură mai mult cu un discurs politic care să ajungă foarte bine la dumneavoastră. Cei care suntem implicați în politică știu foarte bine că politica înseamnă foarte multe interese. Și mă întrebați ce fel de interese? Interese private, interese
publice, interese legitime, interese ilegitime. Dar noi suntem aici ca aceste interese să fie în avantajul dumneavoastră, a cui? Al cetățenului. De asemenea, la Bașcani am reușit să facem o echipă, o echipă solidă, care are în față un om, un prieten și un coleg. Și acesta se află aici lângă dumneavoastră, în fața dumneavoastră. Și este domnul Marius Pintilie. De asemenea, cei care fac politică de mulți ani știu că în politică prietenii sunt foarte puțini. Chiar în politică ce avem? Avem aliați, avem colaboratori, avem cunoștințe, dar cel mai mult avem dușmani sau adversari. Și câteodată adversari foarte, foarte puternici, dar prieteni avem foarte puțini. Eu mărturisesc în fața dumneavoastră că am avut, am și voi avea în politică prieteni. Și unul dintre acești prieteni este domnul Marius Pintilie. Astăzi, Pașcaniu are nevoie de altă față, o față europeană. Are nevoie de un primar european, de un primar care să gândească, să simtă, dar mai ales să acționeze ca un primar european. Și mărturisesc, singurul om pe care îl cunosc, pe care cred că poate să îndeplinească acest rol, este domnul Marius Pintilie. Nu vreau ca cuvântul meu să fie foarte lung. În final, vreau să închei spunându-mă că la Pașcani vă asigur că la anul vom avea un primar liberal. Că actualul primar confundă primăria cu moșie. Iar domnule Marius Pintilie, aveți onoarea, șansa, dar și marea obligație și datorie să schimbați acest trend anacronic. Vă rog, la anul să fiți primarul nostru liberal, așa să vă ajute, să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Bun, mulțumim de domnului copreședinte Cătălin Rusu. Dragilor, cu mai mult entuziasm din partea dumneavoastră, aș vrea să-l primim și să ne adreseze câteva cuvinte pe cel care a reprezentat o oază liberală în cei 25 de ani de social-democrație aici, 25 de ani de sărăcie. Stimați colegi, fostul primar al municipiului Pașcan, actualmente deputat în Parlamentul României, Grigore Crăciunescu. Bună ziua! Vă rog să-mi permiteți ca numele dumneavoastră să urez din nou bun venit celor doi copreședinți, doamna Alina Gorghiu și domnul Vasile Placa, și să mulțumesc senatorilor și deputaților din Parlamentul României care sunt în această sală, poate un salut în mod special pentru Gheorghe Tudor, care este secretarul general al partidului. Dragii mei, uitați-vă că după 25 de ani, cei de la PSD n-au învățat ce înseamnă decența, bunul simț și respectul față de niște musafiri. Au venit cei doi copreședinți să se întâlnească cu noi, cei care suntem liberali din convingere, simpatizanții noștri, și ei și-au găsit câțiva, nu sunt mulți, ați băgat de seamă, să facă acest lucru. E greu în Colegiul 5, e greu în această zonă, pentru că este roșie de 25 de ani. Am spart în 2008 acest monopol la Pașcani. Și vă spun că vom reuși din nou în 2016 pentru următoarele motive. În primul rând, avem cel mai bun candidat. De ce? Un om tânăr care are în spate o afacere de succes, are o afacere în comerț și are 150 de oameni cărora le dă o bucățică de pâine. Un om care s-a ridicat pe picioare proprii, care atunci când a fost mai tânăr, că acum el este tânăr, dar mai tânăr, s-a dus împreună cu soția în Italia, au strâns bănișori câțiva, au pus la ciorap, au venit acasă și au dezvoltat o afacere în România. Este principalul lucru pentru care Marius Pintilie merită să fie primarul municipiului Pașcan, pentru care o deschidere pe ce este nou, pe ceea ce trebuie făcut, pe ceea ce este bine pentru municipiul Pașcan. Al doilea lucru. Prima modernizare a orașului Pașcani a fost făcută de administrația liberală în 2008. Fac o scurtă trecere în revistă. Aici, în față, în 2000, era un talcioc de mașini. Se vindeau și se cumpărau mașini.
aici, pe bulevardul Ștefan cel Mare și strada Moldovei, nu încăpea, nu era loc să parchez mașinile. Cei de la Blăgești trebuiau să facă 14 km ca să ajung în oraș. Noi am făcut un pasaj peste trecere la calea ferată și oamenii vin în Pașcani pe o distanță de 2 km. Teren de tenis, sală de sport, ștrand, multe, multe, multe lucruri. Și am reușit în acea perioadă un lucru extraordinar pentru pășcăneni și pentru cei din zonă. Am reușit să transformăm spitalul municipal în spital de urgență. Un lucru extraordinar, ceea ce înseamnă că la Pașcani vor veni bani pe lângă cei de la Casa de Asigurări și de la Ministerul Sănătății. Vom câștiga primăria pentru că suntem mai buni, mai civilizați și mai bine ancorați în realitate. Vom câștiga primăria pentru că știm ceea ce să facem pentru Pașcani. Vom câștiga primăria pentru că am dovedit între 2004 și 2008 ce trebuie făcut pentru Pașcani. Și dacă astăzi sunt 6 km de străzi asfaltate, a fost reabilitat parcul municipal, s-a reabilitat esplanada, scările mari, scările mici, centru social, asta se datorește administrației liberale dintre 2008 și 2014, care a accesat un fond european de 6 milioane de euro. Deci ei n-au făcut altceva decât să pună în practică munca noastră de 4 ani de zile și se mai laudă cu ea. Nu este cazul. Eu spun așa, sper să fiu invitat la inaugurarea acestui PID, acestui program european, și acolo voi spune cine și ce a muncit. Dacă vom reuși să transmitem concetățenilor noștri să facă să cunoască ceea ce a însemnat o administrație liberală de 4 ani în Pașcani, cu siguranță vom câștiga Pașcani. Și nu numai atât. Pașcani este centru zonal. În momentul în care se câștigă primăria la Pașcani, toți cei din jur vor avea sentimentul că trebuie să facă și la ei acasă același lucru. În Colegiul 5 avem un singur primar liberal, doctorul Ion Lazar Lalestes. Restul colegiului este roșu. Avem promisiuni din partea conducerilor, organizațiilor din aceste comune, că vom câștiga cel puțin 4 comune din cele 7 cât le are colegiul. Eu cred că împreună și fiind oameni de bună credință, pentru că nu vrem să luăm primăriile pentru a ne mări averele proprii, nu vrem să luăm primăriile pentru a fi mai bogați noi înșine. Deci vrem să ne luăm primăriile pentru a ajuta comunitatea. Revin la Pașcani, Marius Pintilie are tot ceea ce trebuie, nu mai are nevoie de absolut nimic. Deci e omul care va fi primar la Pașcani. Doamne ajută și cred că vom sărbători o nouă administrație liberală la Pașcani în 2016, în primăvară. Mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat! Dragi colegi, am să rog să ia cuvântul pe cel cu care fac echipă și vă asigur pe dumneavoastră și pe cei din conducerea Biroului Politic Național ca anul viitor, împreună cu președinta domniței și dumneavoastră, județul Iași va fi unul liberal. Așa cum vom câștiga la Pașcani, vom câștiga și la Stolnicen Progescu cu domnul Culiță Ienea, așa vom câștiga în multe alte comune. Aș vrea acum să primim în aplauze pe domnul profesor și copreședinte Dumitru Oprea. Mulțumesc! Lumea vrea cât mai sus. Microfonul mai jos. Mulțumim copreședinților noștri care sunt foarte curioși să cunoască toată România și au făcut-o de câteva ori. Au venit și aici, unde trebuie să ne mândrim că, așa cum cronicarul a spus, nasc și la Moldova oameni, aici, în zona asta, ați reușit să faceți ceea ce municipiul Iași actual încearcă să facă, să fie cunoscut în Europa, aici, în zona Pașcanului. De mult sunteți cunoscuți în Europa, fiindcă aici erau intersecțiile drumurilor comerciale. Pe aici a trecut drumul Mătăsii, aici au fost brezlașii României, aici au fost primii oameni din Moldova care au avut spiritul antreprenorial, spiritul liberal. Cei care sunt pe gard și
probabil că intonează un refren cu care să se adreseze celorlalți din PSD cu care s-au obișnuit să dialogheze, numai pre limba lor, în sala asta n-au înțelegere. Dumneavoastră aici ați dovedit de-a lungul timpului că meritați multă încredere. Nu știu dacă vă mai amintiți, primii bani europeni din România aduși în Moldova au fost aduși de un proiect și de un al doilea proiect la care am lucrat cu întreaga comunitate. 500.000 de ECU nu era încă euro. Cu dumneavoastră am adus banii ăștia. Cu dumneavoastră putem să aducem sute de milioane de ECU, fiindcă sunteți un popor călit în lupte antreprenoriale, nu în lupte meschine de stradă. De aici sau aici am găsit eroii cărților mele de literatură în viață. Profesorul Ciopraga nu mi-a venit să cred că vine din lumea asta. Și este un nume pe care noi, comunitatea academică, l-am ridicat până la cele mai înalte recunoașteri. Ne-a bucurat cu statutul de dascăl al întregii Românii. Așadar, dintre dumneavoastră, nu, sau printre dumneavoastră, nu pot fi alți oameni decât cei pe care i-am amintit. Fiți încrezători că străbunii vă obligă și pe noi ne determină să vă fim alături într-un partid național liberal care are istorie foarte puternică aici. Credeți în dumneavoastră, credeți în noi, credeți în Marius. Mulțumesc, domnule copreședinte. Stimați colegi, îl invit la cuvânt pe cel care este și un foarte bun organizator, a câștigat și foarte multe alegeri, este și a fost președintele Consiliului Județean Suceava, astăzi secretarul general al Partidului Național Liberal, Gheorghe Flutur. Mulțumesc, bună ziua, dragi colegi, dragi prieteni, bun venit în Moldova, domnilor copreședinți. Am să fiu foarte scurt. Vă felicit că sunteți atât de mulți aici la Pașcani, la o întâlnire cu noi. Și am văzut eu afară când am intrat acel gruiaj al PSD-ului, pentru mine a fost un semn că se tem. Și au motive să se teamă. Asta este părerea mea în continuare. Și faptul că în sală, în discursuri, vorbiți atât de frumos despre Marius Pintilie, despre candidatul vostru, arată că fuziunea aici la Pașcani s-a dus până la capăt și vă felicit din suflet pentru acest lucru. Bravo, Pașcaniu, pentru că dacă voi ați fuzionat și țineți unii la alții și aveți un singur președinte, asta înseamnă că bate vântul în pânze și puteți câștiga. De ce spun acest lucru? Partidul Național Liberal astăzi este cel mai mare partid din România. Ați văzut în toamna trecută că și Iașu a fost albastru pe harta țării și l-ați dat pe Klaus Iohannis. Vă felicit și vă mulțumesc. Deci se poate. Asta înseamnă că oamenii așteaptă de la noi. Pentru asta trebuie să fim mai bine organizați. Dragii mei, câteva vorbe. 7 luni până la alegerile din primăvara viitoare. 7 luni. Nu e mult. Aveți obligația să vă organizați foarte bine. Căutați-vă peste tot cel mai bun candidat de primar, aliniați-vă Partidul Național Liberal în spatele lui în campania electorală în toate comunele. Asta este problema de bază. Vin de la podul Iloaie, unde am văzut că aveți tot un candidat tânăr și a fost lansat de cei doi copreședinți, la dumneavoastră aici, Marius Pintilie, și sunt foarte încrezător în șansele acestui tânăr întreprinzător. Pentru că Pașcani nu are nevoie de întreprinzători. Ce au făcut socialiștii 25 de ani cu Moldova? Exportatori de forță de muncă. Unde ne este autostrada care să taie Carpații ca să nu mai migrăm noi spre forța de muncă? O împarte Dragnea și cu Ponta primarilor să-i cumpere la bucată. Astea sunt lucruri care trebuie spuse oamenilor. Pentru că nu i-au ajutat socialiștii cu nimic. Tot guvernările liberale, așa cum au fost, Cristea Domniței, care a modernizat aeroport, care a modernizat acest județ, a făcut ceva. Ce au făcut socialiștii? Cred că trebuie să fiți încrezători, întorși acasă, gândiți-vă bine, finalizați-vă organizațiile pe secțiile de votare,
Stabiliți-vă lista de cei mai buni consilieri locali și intrați deja în campanie. Vrem să venim la dumneavoastră să vă ajutăm. Am încredere în Pașcani, am încredere în Iași, am încredere în acest tânăr de la dumneavoastră de aici, Marius Pintilie. Succes și Doamne ajută! Mulțumim, domnule secretar general, dragi liberali, dați-mi voie să vi-l prezint și l-am să loc să spună câteva cuvinte pe cel care de 12 ani fac echipă cu el, cel care a reușit să modernizeze județul Iași și sunt convins că împreună o să reușim anul viitor să facem din județul Iași, așa cum ne dorim cu toții, un județ liberat. Domnilor și domnilor, președintele Consiliului Județean Iași, domnul Cristian Atomiței! Mulțumesc mult, domnule președinte! Doamnă președinte, domnule președinte, dragi pășcăneni! În primul rând vă mulțumesc pentru că ați venit într-un număr atât de mare pentru a ne vedea, pentru a ne asculta. Nu pe mine vreți în mod deosebit să mă ascultați, ci pe doamna Alina Gorghiu, pe domnul Blaga și mai ales pe Marius Pintilie. Prin urmare, eu voi fi foarte scurt și voi puncta un singur lucru. Aici suntem pentru Pașcani ca să vorbim despre viitor. Ca să vorbim ce facem noi astăzi, ce facem noi în următoarele luni, pentru ca viitorul al nostru, al copiilor noștri, al nepoților noștri, pentru cei care au părul un pic mai cărunt, să arate mai bine decât arată prezentul nostru astăzi. Și uitându-ne în piața centrală a cetății a Pașcanului, uitându-ne la cine dorește să conducă destinele orașului, ne punem această întrebare. Cine e cel mai nimerit? Cine înseamnă viitorul la Pașcani? În cine ne putem pune încrederea, speranța, visele cele mai frumoase? Că va da tot ce are pentru ca nouă să ne fie un pic mai bun și noi împreună cu el să muncim mai mult, mai bine, ca să fim un pic mai bogați. E un singur răspuns aici. E vorba de Marius Pintilie, pe care îl invit la microfon pentru a vă spune care sunt gândurile lui despre orașul lui, despre dumneavoastră, ce veți face împreună cu toți Pașcaniu și cu Marius Pintilie. Partidul nu va face decât un singur lucru. Va pune umărul când vom fi chemați la guvernare pentru a aduce Moldovei, pentru a aduce Iașului și Pașcaniului cel mai important instrument pentru a fi mai bogați, mai dezvoltați. Autostrada care să ne lege de restul României, care să ne lege de Europa, care să deschidă piața muncii de aici, din zona noastră, ca să apară mai multe fabrici, mai multe uzine, mai multe oportunități. Pentru ca tinerii să nu plece în Italia și în Germania, să stea aici, să muncească aici pe un salariu bun, alături de copiilor și de bătrânilor. Prin urmare, dragi prieteni, să dăm cuvântul viitorului. Vă mulțumesc mult! De obicei sunt un tip mai direct. Mi-am notat un discurs ca să nu mai șochez pe nimeni. Stimată doamnă copreședinte Alina Gorghiu, stimate domn copreședinte Vasile Blaga, stimați colegi, dragi invitați, bună ziua și bine ați venit la Pașcani. În discursul meu de astăzi vreau să vă prezint sumarul, o situație a organizației noastre locale, să vorbesc despre câteva probleme care frământă comunitatea noastră și în final să vă povestesc un pic despre modul de abordare a alegerilor locale din anul 2016. Referitor la organizația locală PNL, vă pot spune că ea reprezintă un întreg, nu două fracțiuni. Avem un comitet local executiv funcțional și bine organizat. Componența membrilor este una mixtă, tineri, oameni cu experiență, iar seniorii noștri au înțeles că este vremea unei noi generații de oameni politici.
pentru înțelepciunea de care dau dovadă aș dori astăzi să le mulțumesc. Legăturile strânse dintre cele două ramuri ale partidului s-au format natural, încă din campania prezidențială, când ACL a depus, consider eu, un efort considerabil pentru un rezultat bun în orașul Pașcani. Atmosfera de înțelegere din organizația noastră se datorează și faptului că toți membrii de conducere sunt oameni bine intenționați, fără interese ascunse și cu un singur scop, bunăstare și normalitate la Pașcani. Cât despre problemele orașului, vă pot spune că ele sunt, bineînțeles, multe, dar doar trei dintre ele aș dori să le prezint astăzi. Prima problemă este în ceea ce privește serviciul de apă și canalizare la Pașcani. De peste un an de zile avem un operator care a impus condiții ce nu prea se potrivesc cu realitatea din oraș. Astăzi, lucrurile încep să intre într-o normalitate greu acceptată de oameni și consider că va mai dura o vreme până când situația va fi rezolvată definitiv. Doresc să asigur pășcănenii orașului, cetățenii orașului Pașcani, că echipa Partidului Național Liberal va fi implicată în continuare în găsirea soluțiilor optime pentru această problemă. A doilea subiect ce frământă orașul nostru, dar și întreaga regiune ce ne înconjoară, este lipsa locurilor de muncă. Cred că o autostradă spre vest ar facilita atragerea de noi investiții, rezolvând această problemă. În campania prezidențială la Iași, în incinta Teatrului Național, președintele nostru, Klaus Iohannis, a promis sprijin total pentru această autostradă. În numele pășcănenilor, aș dori să aud din partea conducerii Partidului Național Liberal o astfel de susținere atunci când PNL-ul, bineînțeles, va fi la guvernare. A treia problemă pe care doresc să o prezint este următoarea. Actuala administrație locală nu a inițiat niciun proiect cu fonduri europene. Bineînțeles, câteva lucruri s-au făcut din bugetul propriu al Consiliului Local, altele mai importante cu banii împrumutați de la bănci. Dar ceea ce se vede astăzi, că se construiește în Pașcani, scările mari, scările mici, explanada, parcul și alte străzi, sunt în principal meritul fostului primar liberal, actualul deputat, domnul Grigore Crăciunescu. Acești bani europeni sunt esențiali pentru dezvoltarea orașului, de aceea, stimați colegi din conducerea județeană și centrală, vă rog să sprijiniți Pașcaniu să recupereze decalajul față de alte orașe importante ale țării. Cât despre alegerile locale din anul care urmează, la Pașcani lucrurile stau bine, dar nu foarte bine. Am stabilit un candidat pentru primărie, în persoana subsemnatului, care își dorește încă din adolescență să schimbe viața orașului în bine. Avem șanse de câștig și sunt validat atât de organizația locală, cât și cea județeană. Organizația Municipală PNL își propune să abordeze alegerile locale din 2016 cu maximă seriozitate și cu proiecte concrete pentru cetățeni. În acest scop, am început să construim o echipă de viitori consilieri locali. Lista nu este închisă, așteptăm alături de noi personalități și candidați cu proiecte de interes local care să lucreze alături de noi. Vrem să lăsăm în urmă mentalități învechite, să abordăm constructiv problemele orașului, oferind un nou tip de politică și de administrație, cu bun simț și management modern. Dragi colegi, să mulțumim întregii delegații a Partidului Național Liberal și în special celor doi copreședinți pentru faptul că sunt astăzi alături de noi și în numele organizației locale doresc să vă asigur că suntem determinați să câștigăm primăria și Consiliul Local Pașcani în folosul cetățenilor, cu sprijinul dumneavoastră al Partidului Național Liberal, partid istoric din care cu mândrie facem parte. Vă mulțumesc!
Dragi colegi, dați-mi voie să vă spun că în calitatea mea efemeră de copreședinte a Tineretului Național Liberal este o bucurie să am în fruntea organizației o persoană care a demonstrat că pe lângă foarte multă muncă e nevoie și de pricepere să conduce o organizație națională și mă bucur că astăzi Partidul Național Liberal are în frunte o femeie și în aplauz dumneavoastră am să o invit la cuvânt pe doamna copreședinte Alina Gorghiu. Trebuia să înceapă cu faptul că-s moldoveancă și aplaudați mai tare. Mă bucur tare că sunt astăzi alături de dumneavoastră. N-aveți idee cât mă bucur că sunteți primul județ în care împreună cu Vasile Vlad a reușit să lansăm la apă 3 candidați. Am fost în Podul Ivaie. Astăzi suntem acum în Pașcani și lansăm pe Marius Pintilier. Puțin mai încolo o să mergem la Iași și probabil că nu mai e o surpriză pentru nimeni, dar vreau să spun numele aici, o să-l aflați de la Iași. Sunt 3 oameni care vor aduce în administrația locală bunăstare. Stimați colegi, nu vreau să vă dau niște exemple nefericite, că unii mai huiduie pe afară e nerelevant. Știți unde trebuie direcționată nemulțumirea, dar fără huiduieli? Către guvernul PSD. Faptul că voi astăzi n-aveți o autostradă care e prinsă în programul de guvernare al Partidului Național Liberal, o autostradă despre care Ponta spunea că la 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri nu se poate să n-avem Moldova legată de Transilvania și provinciile istorice să nu aibă autostradă. Ei, vom avea România la 100 de ani fără această legătură. Credeți cumva că este prioritate pentru guvernul PSD autostrada Iași-Târgu-Mureș? Mi se pare că pe vreunul din proiecte a trăit PSD-ul emoția că va da prioritate acestui tronson, nici pomeneală. Însă noi avem, ca Partid Național Liberal, obligația nu doar să investim în această autostradă. Avem obligația să ne gândim la rețete de succes. Am fost mai devreme la Miroslava și la Lețcani. Avem primari. Și avem primari buni, buni gospodari. Ceea ce vă trebuie și aici, de ce vă spun că sunt buni gospodari? Au investiții, au șomaj zero. Ceea ce nu pot să spun despre Pașcani, la Pașcani șomajul este mare. N-aveți investiții. Și-a bătut joc primarul de fondurile europene. N-a depus un proiect, poate nu știe să scrie, nu-i niciun fel de problemă. O administrație liberală va depune aceste proiecte și va absorbi fonduri europene pentru voi. Pentru că este de netolerat ca de la nivel central, pe un exercițiu bugetar anterior, să pierzi 8 miliarde de euro. Este impardonabil ca pe noul exercițiu bugetar 2014-2020 să ai cât 0% absorpție. Poate nu ne dăm seama de amploarea eșecului în infrastructură, în absorpția de fonduri europene acum. Ne vom da seama în anii care urmează, pentru că Partidul Național Liberal va avea o misiune, să știți, grea. Nu ne va fi ușor, dar niciodată n-am dat în spate de la un lucru greu. Și de fiecare dată, și o spun astăzi chiar de ziua armatei și într-o regiune istorică plină de simbolistică, niciodată când Partidul Național Liberal a fost puternic, întotdeauna România a fost puternică. Motiv pentru care vă îndemn să fiți puternici, să aveți încredere în candidatul pe care astăzi îl lansați, să aveți încredere că proiectele pe care le propuneți comunității sunt cele corecte. Renunțați la cap plecat. Spuneți PSD-ului și fiecărui om din Pașcani că este impardonabil într-o țară europeană să ai unul din 4 tineri sub 25 de ani fără loc de muncă. Spuneți-le că e de nepermis să intri într-un spital de stat din România cu o boală și să ieși cu 5, dacă mai ieși. Spuneți-le că este anormal să mergi de la București până la Iași și să faci o viață de om, sau de la Iași până la Târgu Mureș, să faci o viață de om pentru că nu ai șosele așa cum trebuie. Sunt lucruri pe care Partidul Național Liberal are obligația să le facă. Și să știți că bătălia a început. N-așteptați primăvara.
Bătălia cu PSD-ul este continuă și singurul adversar pe care Partidul Național Liberal îl are, politic vorbind, este PSD. Eu vă mulțumesc, dar mai am o întrebare înainte să plec. Cine e candidatul vostru? Mare Florin! Doamna președinte Ana Gorghiu, dragi liberali, dați-mi voie să îl invit să vă adreseze câteva cuvinte pe cel care este cel mai bun organizator pe care l-a avut Partidul Național Liberal și cel de la care am învățat că este foarte important să ai onoare și cuvântul dat în politică. În aplauzul noastră, președintele Vasile Vlaga! Bine, ne vedem într-această zi de duminică. Măreață pentru nația română, pentru că acum 71 de ani, care e ultimul nostru oraș eliberat, a făcut sărbătorim astăzi Ziua Armatei Române. Suntem printr-un periplu prin țară, astăzi am ajuns în județul dumneavoastră și cum o fac acolo unde oamenii merită și cei din Iași și din Pașca merită, vreau să vă felicit pentru câștigarea alegerilor prezidențiale în Iași și județul Iași de către Claus Iohannis. S-a pus și munca noastră. Cum de altfel am înțeles că mai avem un primar în acest colegiu și 5 pe Valea Siretului și 29 ne-au rămas, că 26 au plecat și aș vrea să-i aplaudăm pe acest primar și pe ceilalți 5 de pe Valea Siretului pentru că au avut curaj și nu s-au lăsat cumpărată Ponta și de Dragnea. Dumneavoastră, județul Iași, ați demonstrat că se poate. De-aia au strâns câțiva pe afară astea de hulie. Nu, mie îmi plac. Înseamnă că simt că funie lângă bani. Pentru că dacă s-a putut până acum doar în Suceava și în Neamț, iată că se poate și în Iași. Și să nu uităm Iași în capitala Moldovei. Pentru că de ce nu le-ar fi frică? Mie nici nu vine să cred. Adică într-un oraș de aproape 40.000 de locuitori, peste 35.000 de locuitori, să nu ai niciun proiect pe fonduri europene. Pe oameni bun, poate guverna oricine la București, chiar și PNL-ul, dacă administrația publică nu face proiecte, n-ai ce finanța. Cum să mai alegeți pe omul ăsta? Cum? Și de ce? De-aia ne frică. Sigur, s-au pus aici întrebări. Vă spun ca și copreședinte al Partidului Național Liberal. Nu voi susține niciun guvern PNL care nu respectă ce scrie la capitolul investiții în programul de guvernare votați de noi la Pitești de ziua partidului în 24 mai anul ăsta. După autostrada, prima, Pitești, Sibiu, a doua este Ungheni, Târgu Mureș. Astea sunt prioritățile. Pentru că dacă nu vom face, oameni buni, diferența de dezvoltare dintre provincii se va adânci. Ori, și partidul nostru va fi mare dacă va crește, cum spun în permanență, de la Mediș până la Iași. Pentru că avem dovezi clare ce înseamnă administrație peneristă. În Oradea aducem 7.000 de oameni în fiecare zi din Ungaria, maghiar să muncească în parcurile industriale, că nu mai avem forță de muncă. În Arad sunt 7 parcuri industriale, din care 5 private. Nu mai vorbesc de Cluj, Timișoara și așa mai departe. Păi dacă am avea autostradă, n-ar mai pune investitorii 80 de litri de motorină și ar ajunge cătuirilor aici, că nu sunt nimic mai hard, nici pihore nimic decât moldovenii dumneavoastră. Asta trebuie să facă Partidul Național Liberal. Și mai trebuie Partidul Național Liberal să mai facă ceva.
să le spună oamenilor, fraților, care aveți două mâini și două picioare la muncă, nu la ajutor social. Gata cu 416 care sunt batalioanele de votanți a primarilor PSD. Gata! Că ce fac PSD-iștii? Că de-aia nu au făcut nicio investiție Moldova. V-am zis, oricum moldovenii și oltenii ne votează. Ei, nu mai merge. Și lucrul ăsta s-a demonstrat la prezidențial. Banii trebuie dați doar către cei care sunt în nevoie. Dar nu poți merge cu Mercedes-ul după ajutor social. Nu poți să cu sutele între comună și nu te pune primarul nici măcar să pune șanțurile. Că iese apa prin gospodării că vine ploaia. Doar ca să-l votezi pe primar. Gata. Banii trebuie să meargă către bătrâni, către medicamente, că trebuie să le firim către tinere, către spitale. Nu către cei care pot munci și nu muncesc. Asta e politica liberală. Și asta vă susține. Autostrăzile trebuie făcute către marile centre și capitale istorice. Primele două, în primul rând să legăm provinciile istorice, cum spuneam. Nu vom fi de acord niciodată, cum e trecută master plan, să facem autostradă la Dragnea acasă. București, Alexandria, circulă Dragnea pe acolo nevastă. Noi avem nevoie de autostrăzi care trece aceste provincii. Și atunci treburile vor merge bine. Și vreau să-i mulțumesc din acest punct de vedere lui Cristi, domnul președinte al Consiliului Județean al Domniței, că a făcut lucru mare cu colegii. A făcut un mare aeroport la Iași, care deja este un element de deschidere pentru județul dumneavoastră. Și să-l aplaudăm pentru asta. Bătălia electorală va fi grea. Dar avem candidați serioși. Și mă bucur foarte mult că, iată, cum spunea și colega mea, Alina, suntem în situația ca după Podurilaie să îl sprijinim aici pe Marius Pintilie. Și îți promit, Marius, că dacă vei câștiga, sunt convins că vei câștiga, vin cu Alina când te vom instala primar aici. Pentru ca să se știe că se poate și în Pașcani. Că în sfârșit va trebui, după perioada pe care a coordonat-o colegul nostru din Parlament, cât a fost primar, a venit și la rândul pașcanilor să intre în rândul lumii liberale. Și vom conduce România cel puțin 8 ani. Iar obligația noastră este ca până alegeri să venim la putere. Că fiecare zi în care mai stă Ponta și PSD-ul în putere este un dezastru pentru țara asta. Uitați-vă numai acum și cu asta chiar închei. Iartă-o Danii, pentru că îi confundă bugetul statului cu pușcurița lor. Asta nu înțeleg cei de afară. Cu ce dau acum în județul dumneavoastră, anul ăsta, Dragnea, Pielin, Uribașa, Pontai, la Jalții. 1045 de miliarde către primării. Știți cât au dat către cele 26 de primării liberale? 45. 1000 la lor. De aceea trebuie să plece și de aceea vă promitem că și cu ajutorul dumneavoastră, așa cum ați făcut la alegerile prezidențiale, vor pleca. Doamne ajută!
Călăucesc, veniți cu doamna, nu? Salut, salut! Dar ne-a luat un strem din scurtii noi. Avem o lună în zonă. Păi asta, eu am discutat cu ei problema. Eu am discutat cu ei problema și am spus cu oamenii ce vreau. Da. Să zicem, sunt copii, sunt copii mici. Nu, nu. Asta-i problemă.